Cazul de zoofilie de la Hunedoara face valuri în continuare. Zeci de susținători ai cățelușei violate au ajuns în fața judecătoriei pentru a cere dreptate pentru Ara. Polițiștii de la Protecția Animalelor spun că analizele făcute de medicii veterinari confirmă abuzul și au fost găsite și dovezi în casa individului acuzat de distrugere, rănire sau schingiuire a animalelor. Chiar dacă nu ne lasă să intrăm înăuntru, tot venim aici. Iubitori de animale veniți chiar din Anglia, dar și prieteni ai proprietarilor lui Ara s-au adunat în fața judecătoriei Hunedoara, chiar dacă instanța a decis că procesul se va judeca cu ușile închise. Chiar dacă nu am fost lăsați să intrăm în sala de judecată, noi în continuare am venit aici să susținem cazul Arei și să cerem să se facă dreptate și individul ăsta să plătească pentru faptele lui. Recent a avut loc și prima audiere în instanță în procesul hunedoreanului acuzat de viol, după ce procesul a fost amânat de 3 ori de la începutul lunii februarie. A fost audiat și inculpatul, care a dat declarații în fața instanței. S-a decis amânarea cauzei pe 23 aprilie, ora 11:30, când vom fi audiați noi ca părți vătămate și 2 marturi din dosar, inclusiv veterinarul care a examinat-o pe Ara după un incident. Primele investigații ale anchetatorilor au început în octombrie 2022. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au făcut cercetări în acest caz. S-au făcut și percheziții domiciliare la cel acuzat de viol asupra cățelușei. Dosarul a fost instrumentat de către polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Hunedoara. A fost înaintat parchetului conform procedurii pentru a dispune dumnealor și în prezent se află la parchet în faza de judecată. Da, dar despre munca dumneavoastră acolo, cățelușa a fost cu adevărat abuzată. Am înțeles că există certificat în sensul ăsta? Au fost efectuate verificări complexe în cadrul dosarului, am făcut tot ce ne-a stat în putință, a fost apelat și la expertiză din partea altor specialiști. Medici veterinari. A fost o activitate complexă. La momentul respectiv nu era schimbată legislația privind protecția animalelor. Ulterior, în 2022, a fost încadrată zoofilia ca infracțiune. Așa că s-au făcut verificări privind infracțiunea de schingiuire a animalelor. Activitățile au fost complexe și a fost dovedită fapta 100%. Deci s-a descoperit și acasă. Avem și declarațiile testimoniale care dovedesc că, fără putință de tăgadă, vinovăția celui în cauză. De altfel, comandantul polițiștilor hunedoreni spune că au mai existat în județ cazuri de agresiune sexuală asupra animalelor în trecut. Au fost, de-a lungul carierei am întâlnit multe specii, da, domn. Tot așa la iar subiectul poate, nu doar cății, și vaci, și fel de fel de animale. Chiar și o găină am avut. Așa de, cum să zic, înțelegerea față de astfel de fapte e foarte grea. Procesul de zoofilie va continua în data de 23 aprilie, cu audierea martorilor acuzării.